face deosebită plăcere să prezint invitații la această festivitate. De fapt, este o inaugurare a unui teren de sport, teren de basket, câștigat de elevii noștri într-un concurs destul de dur, ca să zic așa, în ceea ce privește participanții. Pentru număr de 100 de licee, au fost nominalizate 5 școli și licee. Și noi am reușit să câștigăm această sponsorizare a firmei Colgym. Din câte am citit și eu, dumnealor sponsorizează în domeniul educației, am înțeles, nu? În domeniul public, ceea ce înseamnă dezvoltare. Deci o firmă serioasă care are ochi și pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră. Bună ziua tuturor! Sunt deosebit de onorat că astăzi să revin în liceul pe care l-am absolvit. Întotdeauna revin cu emoție în această clădire unde am numai amintiri plăcute. Doresc să felicit din partea Consiliului Județean Vrancea și din partea domnului președinte Mariano Crișan, care din păcate nu a putut fi prezent astăzi aici, fiind la București, firma Colgym, pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important pentru elevii județului nostru. Îmi aduc aminte, în anul 1995 am jucat fotbal pe acel teren și eram în clasa a 10-a și am reușit împreună cu colegii mei să câștigăm campionatul liceal de fotbal. Atunci terenul nu a arătat sub nicio formă cum arată astăzi și abia aștept ca să mergem în curtea școlii ca să inaugurăm acest teren și să ne bucurăm împreună cu elevii Colegiului Cuza de toate oportunitățile pe care o să le ofere acest teren de sport pe viitor. Vă mulțumesc! Bună ziua! Un vis, aș putea spune un vis devenit realitate pentru conducerea școlii, dar mai ales pentru elevii care sunt la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. De ce spun că e vorba de un vis? Pentru că fiecare elev în sufletul lui își dorea un teren de sport mai bun, mai performant. Știm foarte bine că suma care a fost alocată a fost foarte generoasă și din lipsa unui proiect european, dacă ține-o minte bine, totul s-a desfășurat ca un concurs prin Facebook, nu? Așa a fost inițial, anul trecut. Da. Și spre bucuria tuturor și nu numai a dumneavoastră, domnule director și dragi profesori și elevi, spre bucuria tuturor cetățenilor din municipiul Focșani, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza a câștigat acest proiect și a beneficiat de această importantă investiție. Din partea primăriei Focșani și a Consiliului Local al municipiului Focșani, doresc să mulțumesc din toată inima firmei Colgym pentru ideea pe care a avut-o și pentru investițiile pe care le face, nu numai aici la Alexandru Ioan Cuza, am înțeles că în toată țara faceți și fapte bune și vă felicit din punctul ăsta de vedere și vă mulțumim foarte mult. Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat și totodată emoționat să revin pe băncile acestei instituții care mi-au dat prilejul să creez pregătirea profesională de care am avut nevoie. E o inițiativă lăudabilă, o inițiativă din partea unei societăți comerciale cu prestigiu la noi în țară, o inițiativă care merită a fi luată în seamă și de alte instituții din cadrul județului nostru, instituții de învățământ și nu numai. Dar totodată vreau să felicit și colectivul acestui Colegiu Național
Alexandru Ioan Cuza, care a dat dovadă, iată încă o dată, că sunt pe un loc fruntaș atâta timp cât au reușit să câștige acest concurs, care este un concurs inițiat de Societatea Comercială Holcim. Doresc pe această cale să fie acest teren de sport o bază care să asigure condițiile necesare atât pentru elevii din cadrul acestei instituții de învățământ, cât și pentru toți cei tineri din orașul Focșani și nu numai, care doresc să facă mișcare. Știm foarte bine că un corp sănătos se menține prin mișcare și nu numai. Găsit, vă mulțumesc pentru invitație și două aspecte vreau să semnalez, să remarc. De fapt, inițiativa firmei Holcim de a iniția un astfel de concurs și pentru care felicit firma și dorința elevilor Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza de a avea un astfel de teren, mobilizarea de care au dat dovadă atunci când au concurat pentru obținerea premiului. Felicitări tuturor și aș dori să vă văd terenul plin de elevi permanent. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în oraș așa de mare și că ați răspuns invitației noastre. În primul rând, este o onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care au participat la acest proiect, care au făcut ca lucrurile să se întâmple și să fie o finalizare a proiectului, așa cum o să o vedeți afară. O să vă spun pe scurt povestea acestui teren. Da? Cum am ajuns la ea, de unde am pornit, unde am ajuns și ce o să facem mai departe împreună cu dumneavoastră. Am lansat, cum am spus mai devreme, antevorbitorii mei, a fost un concurs pe Facebook. A fost lansat anul trecut pe 21 august pe pagina noastră de Facebook. S-au înscris 92 de școli, dintre care 86 au fost validate. Au fost niște criterii de selecție despre care o să vorbesc un pic mai târziu, foarte pe scurt. Au fost 5 finaliști, aleși de către un juriu format din 2 jurnaliști, 2 reprezentanți Holcim și un blogger. Și după anunțarea finaliștilor, începând cu 8 septembrie 2004, a fost deschis votul public pentru alegerea școlii câștigătoare. Procesul de votare a ajuns la peste 150.000 de oameni, generând într-o singură săptămână mii de shares. N-am vrut să traduc acest cuvânt pentru că deja nu are rost. Și foarte multe comentarii. Cele 5 finaliste au primit împreună peste aproape 18.000 de like-uri, da? Unique users în perioada de votare. Câștigătorul este Colegiul Tehnic, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, pe care îl felicit pentru tenacitate, pentru creativitate și pentru felul în care s-au implicat în această inițiativă. A fost într-adevăr o luptă strânsă, 92 de școli, nu înseamnă puțin. Bine, aia!